Referitor la apariția în spațiul public a unor imagini cu trei angajați ai instituției noastre, aflați într-o barcă pe un lac din biosfera Delta Dunării, ce reprezintă aria protejată, precizăm următoarele. Conducerea gărzii de coastă s-a sesizat cu privire la aspectele semnalate și a dispus efectuarea unor verificări prin biroul control. Din primele verificări s-a constatat că evenimentul a avut loc în data de 18 ianuarie 2021, când doi angajați din cadrul gărzii de coastă și unul din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, aflați în timpul liber, au fost sancționați contravențional de către un agent din cadrul administrației rezervației a biosfera Delta Dunării, pentru că au intrat cu o barcă pe lacul Răducu, situat între brațele Chilia și Sulina, fiind are protejată, interzisă accesul liber. Cei trei lucrători au fost sancționați pentru nerespectarea accesului în zona respectivă. În barcă se afla o undiță, dar nu exista captură de pește. Precizăm că la acea dată nu era perioada de prohibiție la Ștucă. Vă mulțumesc! Ok. Sancționarea... Cum a fost sancționat? Contravențional, la mine. Păi cât? Trebuie. Că mă întreb. Da, haideți că mă interesez. Și pe mine la fel. Și dacă e, nu știu cum să...